Cum a decurs procesul de slăbire pentru acest meci? Mai din fericire pentru mine sunt un greu și nu mă prea stresez cu slăbirile. Evident, mănânc într-un fel diferit atunci când am meciuri importante. E o dietă mai strictă, bazată pe multă proteină, carbohidrați pentru refacere, dar nu am probleme cu slăbirea. În 2018, Pensadic te-a învins în gala de la Rotterdam. Vezi această luptă ca o revanșă? Cum vei aborda rematch-ul? Evident, e un meci pe care mi-l doresc de foarte multă vreme, cu atât mai mult faptul că am pierdut atunci, cam de obicei mi-am luat revanșa la fiecare meci pe care l-am disputat revanșă. Abia aștept meciul de sâmbătă și sper să aduc victoria de data aceasta. Ce ai îmbunătățit cel mai mult la tine între meciul anterior cu Jamal și cel de acum? S-au îmbunătățit multe lucruri de atunci. Eu mă antrenez în continuu. Au trecut 4 ani de atunci. Nu știu, de la tehnică, la tactică, la mental. Cred că mentalul a avut de suferit într-un mod bun de atunci. Am și privesc situația diferit. Da, cam atât. Cât de mult contează faptul că Bensadic e cu câțiva centimetri mai înalt decât tine? Contează puțin înălțimea, e un sport de luptă, întotdeauna greutatea și înălțimea este un avantaj. Ai riciul mai bun în cazul în care ești mai înalt, are mâinile lungi, dar sper ca asta să nu fie un impediment pentru a câștiga meciul. Și eu sunt destul de înalt, sunt doar câțiva centimetri diferență, am mai luptat cu luptători mai înalți ca mine și am reușit să câștig și asta voi face și de data aceasta. Care e principalul atu al lui Bensadic? Cred că faptul că e puternic este un atu, are o dreaptă foarte bună, este destul de agresiv, dar, repet, mă pregătesc și visez la meciul ăsta de foarte multă vreme, așa că cred că voi anihila avantajele. Ai avut de două ori meciul anului în Glory. Ne așteptăm la un meci spectaculos și acum? Da, am reușit să încânt publicul mereu cu meciurile anului, și atât cât și atunci în 2018 și în 2020, meciul cu Badr Hari. Sper ca și meciul acesta, dacă aș putea să fie meciul anului 2022, m-aș bucura foarte tare. Ce pot să spun este că va fi un meci foarte tare și cred eu că va fi cel mai bun meci al anului 2022 între doi grei adevărați. În cazul unei victorii, te bați cu Rico pentru titlul Glory. Sunt aproape 7 ani de la ultimul meci cu el. Ce ar fi diferit în 2020? Ar fi multe, multe ar fi diferite. Au trecut foarte mulți ani, sunt mai copt. Consider că atunci când am avut meciurile de titlu eram destul de necopt. Eram la începutul carierei, toată lumea știe că am început foarte târziu sportul de performanță. Am câștigat foarte multă experiență acum și evident aș reuși să fac un meci total diferit acum. Sper prima dată să câștig meciul cu Bensadic, după care vedem ce urmează. Ce ai prefera? Un knockout rapid sau o victorie frumoasă la puncte? E greu de spus. Având în vedere finalul meciului de atunci, cred că m-aș bucura cu un knockout. Mai mult decât o victorie la puncte, dar accept și victoria la puncte. Cât de mult contează și pregătirea mentală într-o luptă la un nivel atât de înalt? Cred că peste 50%, multă lume nu s-ar aștepta să spun asta, dar de multe ori câștigi meciul înainte să intri în ring și înainte să înceapă bătălia, pentru că prima bătălie e cea pe care o duci cu tine însuți și să-ți dai încredere și să crezi în tine, așa că e importantă și treaba asta. Ai vreo superstiție înainte de a intra în ring? Măi, nu am superstiții, fac o cruce, mă gândesc la familie și știu pentru ce fac asta, așa că... Transmite-le un mesaj românilor care se vor uita la meciul tău. Ca de fiecare dată, hai România! Le mulțumesc că îmi sunt alături, le mulțumesc că mă susțin. Atât, nu știu, în Germania acum cu siguranță să fie foarte mulți români. Am fost și când am fost în America, au fost alături de mine, așa că hai victoria spre România. Peace!